O femeie de 33 de ani a ajuns să câștige 760.000 de dolari pe an, lucrând doar 10 ore pe săptămână. Trăiește alături de familia ei pe un iaht și spune că a ajuns la independența necesară pentru a-și permite să trăiască așa cum își dorește. Nu a fost însă mereu așa, dar o schimbare făcută la 22 de ani a adus-o în acest punct. Conform Digi24, acum 11 ani era analist financiar și câștiga 40.000 de dolari pe an, bani din care abia reușea să-și achite creditele pentru studii. La un moment dat a avut ideea de a face un blog despre bani, investiții și stil de viață. Așa a apărut Making Sense of Sense în 2011, despre care femeia spune că la început nici nu se gândea ce impact va avea. 11 ani mai târziu, blogul a crescut dincolo de așteptări, astfel că în ultimii 5 ani ea a ajuns să încaseze în medie 760.000 de dolari pe an, oferind sfaturi despre cum să începi o investiție și ce decizii să iei pe parcurs. Ea a spus că blogul a început ca un hobby, dar la aproximativ 6 luni după ce a început să scrie, a fost contractată pentru o campanie în urma căreia a câștigat prima sută de dolari. A început să studieze alții blogări care au făcut bani scrind, așa că a postat mai des, a scris postări sponsorizate și a contactat firmele pe care le-a văzut că au colaborat cu alți blogări. În doar 2 ani a ajuns să câștige între 5.000 și 10.000 de dolari pe lună, mai mult decât atunci când câștiga fiind angajată. Și-a achitat împrumutul pentru studii, a renunțat la serviciul pe care l-avea și a început să se ocupe doar de blogul ei. A scris în fiecare zi și a început să colaboreze și cu alte bloguri. A ajuns la 110.000 de urmăritori pe Facebook și la 161.000 de urmăritori pe Pinterest. În 2016 a lansat primul ei curs cu sfaturi despre bloguri. Ea are mai multe recomandări despre cei care doresc să câștige bani din bloguri. Scrie așa cum vorbești. Limbajul trebuie să fie pe înțelesul tuturor, astfel încât oamenii să simtă că au învățat ceva din ceea ce citesc și să revină. De asemenea, postările pe rețelele sociale trebuie să fie captivante. Să scrii cum ai vorbi cu un prieten, recomandă Michel. Diversifică sursele de venit. Marketing, publicitate grafic sau vânzări de produse digitale. Postează constant pentru a atrage noi cititori și urmăritori și ține aproape pe cei loiali, cărora trebuie să le oferi mereu informații noi. Relatează Digi24.